În urma alegerilor locale din Cinciunie, care au clasat Partidul Național Liberal pe locul 2 în preferințele giurgiuvenilor, liberalii giurgiuveni se reorganizează. Va exista un singur președinte, cel mai probabil Gheorghe Ștefan, după ce copreședintele Dumitru Beianu și-a prezentat demisia, cei drept doar verbal. Luni vom avea Biroul Politic Național și Comisia de Unificare, zi în care și la Giurgiu se va numi un președinte unic. Cu siguranță că o să mă întrebați dacă o să fiu eu acel. Probabil că da, având în vedere dificultățile și problematica și chiar greutățile prin care trece un partid de opoziție față de cea mai puternică filială PSD din Giurgiu, din țară, la nivel central nu prea există, să spun așa, cu ghilimele de rigoare, doritori care să vină să preia filiala PNL Giurgiu. În ceea ce mă privește, nu mă sperii, mă onorează o asemenea funcție, chiar dacă sunt sau voi rămâne singur împotriva tuturor, voi încerca să-mi fac o echipă de oameni onești, corecți și care să nu se regăsească în niciuna, dar în niciuna din situațiile de care menționam mai devreme. De nepotism, de castă și de avantaje politice. De asemenea, liderul liberalilor de la Giurgiu a declarat că PNL va rămâne în opoziție la Giurgiu, dar una constructivă și bazată pe fair play din respect pentru alegătorii din municipiul și județul Giurgiu.